Cinci tineri din Ploiești s-au apucat, spun anchetatorii, să fure pentru amuzament. Polițiștii au organizat pânde și au reușit într-un final să le dea de urmă. Practic, suspecții au acționat în perioada iulie-septembrie. Furau din magazine, locuințe, dar și autoturismele le făceau cu ochiul. Începând cu luna iulie 2015, au comis mai multe furturi de autoturisme, după care și-au diversificat activitatea infracțională, comițând mai multe furturi din societăți comerciale și chiar din locuințe. Ce furau? Furatul ce găseau, deci de la obiecte găsite la vedere, televizoare, laptop, plasme, deci orice se putea vinde, orice se putea comercializa și din care puteau să obțină venituri. Au recunoscut faptele pentru că nici n-aveau o altă variantă, pentru că noi am administrat probe, colegii mei au lucrat câteva săptămâni bune pentru documentarea infracțiunilor, am uzat chiar de mai multe probe științifice și bineînțeles că n-au avut de ales. Prima oară s-au apucat să fure mașini, nu se știe de ce, dar cert este că la scurt timp, după ce reușeau să plece cu autoturismele, le și abandonau. O mașină au și avariat-o după ce au lovit un gard. În primul rând, furau autoturisme Dacia pentru divertisment. Le sustrăgeau pentru că Dacia are un sistem foarte empiric constituit și se poate fura foarte ușor, cel puțin la nivelul cunoscătorilor, și se plimbau cu ele, după care le abandonau. Una dintre autoturisme chiar a fost avariat într-un gard la un cetățean. Un gard acolo, și acum mi-a reparat băiatul acolo. A intrat în gard cu ea. Da, era furat. Cum? Era furat. Nu știu la ce zic, că eu am plecat, i-am spus și mai înainte, că eu am plecat la hal, am văzut acolo accidentul, am plecat. Ați da. Văzut și când s-a întâmplat așa? Păi da, n-am fost în timpul ăla, am văzut și eu accidentul acolo, cu mașina, lume strânsă, poliție, mă rog, pompieri acolo, mă rog, și am plecat la treaba mea. Printre victimele grupării se numără și Mariana Dascălu. Am plecat 6:10 la muncă și ne-a păzit când am plecat și eu și soțul, și în urma noastră a intrat și a luat. Ce a luat? Mi-a luat un televizor de 29 de milioane și două tablete, două ceasuri de mână. În bine, alea nici nu le-am mai pus la socoteală, că nu le-am văzut târziu, dar e în valoare de 40 de milioane. Mama a doi tineri este de părere că n-a furat, doamnă, a completat. Cert este că acum tinerii sunt după gratii. Pentru cei 5 bănuiți a fost dispusă anterior măsura arestului preventiv de către judecătoria Ploiești, ca urmare a aprobării administrată în cauză. Dosarul a fost, așa cum am precizat, înaintat cu parchetul de pe lângă judecătoria Ploiești în vederea emiterii rechizitorului și trimiterii judecată a acestui. Polițiștii spun că fiecare dintre cei 5 tineri are în sarcină reținute între 10 și 12 infracțiuni de furt calificat.